Salutare, dragi prieteni! Așa problemă des întâlnită este supraîncălzirea procesorului calculatorului. Ce avem aici? Aspirator și calculatorul care se încălzește destul de tare, până la 90 de grade. Am închis toate programele, în afară de programa care mi-arată temperatura calculatorului. Și temperatura s-a stabilizat la între 50 și 60 de grade. Deja 48. Pe noi asta nu ne interesează. Noi dorim să folosim puterea maximă a procesorului, fără daune. Deci, mai vreau un experiment. De exemplu, o să folosim programa dată pentru să vedem maxima temperatură la care se va ridica. Așa. Aici va fi procentajul funcționării procesorului, adică el va funcționa deodată la 100, dar aici va fi temperatura lui. Așa, hai să dăm start. Așa, procesorul a început să se ridice la 100 și deci și gradele la 60. Foarte repede se ridic. Prea repede. Dar noi avem arma secretă. Aspiratorul. Așa. La noi deja s-a ridicat la 80 de grade. Conectăm aspiratorul la calculator. Temperatura cade. La potențialul maxim de 100% a procesorului se încălzește doar la 60 grade Celsius. Rezultat excelent! Deși acest proces nu este chiar plăcut din cauza zgomotului de aspirator, ideea este să alegem un cooler corect. Deci nu repetați greșeala mea și nu procurați așa tip de coolere. Ele nu sunt bune la nimic. Din cauza că acest cooler va sufla aer doar în plastic. Deci cu asta se termină. Însă acum există tipuri de coolere mai eficiente care se unesc cu radiatorul calculatorului. Ele sunt puțin mai scumpe, dar sunt mult mai eficiente decât așa coolere. Mulțumesc pentru că ați vizionat acest videoclip. Sper că v-a fost de folos. Iar dacă și la tine se încălzește la fel calculatorul, lăsați un comentariu și să vedem cât suntem. Supersonic.